Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a încălzit afară, merge o bere. Merge. Din punctul ăsta de vedere, să știți că multe privințe, noi știți, suntem la coada Europei, sărăcuții de noi, dar la altele luptăm serios pentru pozițiile de vârf și astfel, după multă muncă, petreceri și voie bună, și a fost și pandemia la mijloc, deci am jucat și cu handicap, România a depășit în 2020 și Spania și Germania și a ajuns pe podiumul consumului de bere pe cap de locuitor la nivel global. Am depășit Germania? Da. Dacă vă dați seama ce sus am fi dacă s-ar face și bere adevărată în România. Hai că se fac și unele beri foarte bune, să știi. Da. Că sunt fanul unor beri românești. Nici nu mă îndoiesc. Da. Top 10, nu mai zic top 10, vă zic pe locurile 3-2-1. Locul 3, România, 100,3 litri per capita. Cât avem peste Germania? Peste Germania avem un... Un litru și 7, nu, avem în marge de eroare. Un litru și 300 de mililitri. Dar asta e în 2020, în pandemie. Deci, practic, mai puțin de un pet la nivel național. De locuit, locuitor. De locuitor, este, da. E deci... fotografie la capac, cum exact. Ar spune, dar aia înseamnă că nu prea beau pe cameră, cum se zice, că dacă au fost închiși. Da. Austria, 107,8 litri per capita și în față, totalmente detașați, imposibil să-i ajungi. Republica Cehă, 188,6 litri. Aia s-au născut cu butoiul lângă ei. Aproape dublu. Tu ai băut bere cehească? Ei fac bere în casă. Ei fac bere. Fac bere, în primul rând. Da, bravo. Ei fac bere. Când am fost la Praga în urmă cu niște ani, am o bună prietenă care s-a mutat acolo și ne-am văzut și noi 3 zile. În una dintre ele soțul n-a putut să vină, soțul ei. Pentru că era ziua în care face bere și da. Nu s-a putut... Acum, dacă un ceh face bere în casă, nu înseamnă că nu, toți nu. În casă. Păi nu, că de aici am dezvoltat. Cum da. Adică face bere? Și pormânii da. S-a explicat că ei două, au... În două apartamente se face bere. E cel mai cunoscut hobby în Cehia să-ți faci bere acasă. Sau niște mici... Da, se practic poate. Distilerii sau nu știu. Să știi că împreună cu, de fapt, mai bine zis, prietenul meu, Ovidiu, din copilărie, mă rog, făcea bere, eu îl susțineam. Pe vremea lui Ceaușescu. Și era băubilă în condițiile respective de atunci. Foloseam, băi, ca să vezi cum eram. Deci, omul stătea într-o mansardă, practic singur, și de plictiseală strângea sticle, pe care îl ajutam și eu să le golească la vremea respectivă, eram studenți. Uh-huh. Sticlele le punea într-o uscătorie. Strângându-se multe sticle, s-a gândit ce să facem noi acum cu sticlele astea. Să facem bere, a zis el, în mod... Bun. Și cumpăra hamei de la farmacie. Era, se găsea hamei, ce ai de hamei putea să faci? Pliculețe de la plafar. Avea o mătușă în Germania care îi trimitea pentru vitaminizare niște extras de malț. Erau niște borcănele așa și practic puteai să mănânci malțul ăla cum mâncai, nu știu, cicoare sau mâncai cu lapte sau iaurt, dar el punea deoparte malțul respectiv, îi spune mătușii care mătușicii care are nevoie de mai mult ca să se vitaminizeze și mai bun și pentru aciditate și asta punea orez ca să fermenteze. Și uite așa am făcut noi bere în sensul că a făcut el. Prima dată când a desfăcut prima sticlă, s-a umplut întreaga uscătorie de spumă, că pusese prea mult. Al doilea lot nu avea acid deloc, dar de la al treilea încolo începuse să fie o bere nefiltrată. Așa? La al treilea încolo nici nu mai conta. Da. Practic era bere, noi făceam atunci bere cu fermentație superioară, cred, în sensul în care fermenta la suprafață. Era ale, cred, nu știam. Cam cum făceau și mesopotamienii, așa făceam și noi românii la 4.000 de ani distanță. Tehnologia e aceeași. Asta ne-ar mai lipsi acum. Adică eu am avut acum, uite, mărturisesc. Există hobby-ul, o să îți cumperi kituri. Știu, nu vreau să am hobby-ul ăsta. Nu? Ăsta e și cu pâinea, de-aia nu fac pâine și eu tot încerc. Bă, deci știe toată lumea ce eforturi fac. Și uite, acum am legat și eu vineri, sâmbătă, duminică. Da. Că a fost și frumos afară. Cum se mai întâmplă. Și am avut niște acțiuni. Mici. Mici, cu pastramă, așa, cu... A avut niște acțiuni mici. Da, da. Cu mici. Da. Băi, nene, nenorocire. E grav. 3 zile, 2,5 kg. Nu se vede pe tine, Luca, stai liniștit. Mamă, sunt... Acum am prins de ce el stă mai jos la masă. S-a mai pitit așa, practic, mai boboșat. Nu mai ține scaunul. Normală, nu, ar sta mult mai departe din cauza purții de masă. Dar așa, dacă stă mai jos, vine cu masa până pe la piept. Da. Să nu zic altfel. Și eu mă ocup de aprovizionare la chestiile astea, că am locurile mele și de pastramă și de mici. Și de brânză și așa mai departe. Și ieri mi-am făcut sarsanaua să plec de acasă
Și am comandat, am dat să comand Uber. Și comand și cursa pe care de obicei o mai fac cu 15 lei era 40. Și venea și în 8 minute. Și m-a luat capul și am început să caut numere de taxi. Eu nu prea merg, merg în general cu mașina. Dar acum eram chitit pe băutură. Și am căutat, am căutat. Vezi că nu prea mai... Eu n-am mai prea văzut mașini galbene pe stradă. Trebuie să nu știam dacă mai sunt. Ești daltonist? Dacă te uiți în stânga, în dreapta, în față, în spate, uneori și sus, se văd. Da. În fine, nu... Și am reușit să găsesc taxi. Am venit și destul de repede. Și eram eu cu sarsanalele, așteptam că aveam două rafii de alea mari. Cu carne, cu brânză, cu pâine, cu așa, tot ce trebuie. Și deschid erai... portiera și din mașină, Lucuță! Ok. Și mă uit, zic, cine o fi? De când te aștept să prind o comandă să te iau, îmi zice Adrian. Da, cred că ne ascultă, salut, Adi. Salut, Adi. Ne ascultă în fiecare dimineață. Îmi știe toate necazurile cu slăbitul, cu alea. Când m-a văzut s-a luminat la față cu sarsanale, zice, unde mă duc, zic, am... am o lucrare. Am ceva grav. Da, zici, eu știam de tine că stai în zona Oborci, când am auzit Luca, eram sigur că tu ești. Băi, dar ce mă bucur că te-am prins, că eu ascult Dublu sau Nimic, i-a plăcut concursul cu bunica. Cu bunica, da. Da, de Lidia. Foarte frumoase întâlnirile astea cu... cu fanii, te încarcă așa de energie. La sfârșit ai fost tu mână largă, i-ai arătat omului. Am fost... Se câștigă bine la radio, deși da, nu se câștigă bine. Și mi-a spus că încă merge bine cu taxi. A zis că s-au cam înjumătățit efectivele de taxi, deci vezi că eu văd bine că nu prea mai sunt. Dar erau și multe. Și am mai sunat la o companie la care mi-a zis număr inexistent. Companie veche. S-o fi închis. Sau ce-or fi schimbat numărul. Cine este? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.